Prețul carburanților s-a modificat din nou. Benzina a ajuns să coste cât motorina, iar în unele locuri prețul depășește chiar și 5 lei pe litru. Colega mea, Cristina Anton, ne dă toate detaliile. Bună dimineața, Cristina, te ascultăm. Bun găsit! În ultima perioadă, prețurile carburanților s-au tot modificat, benzina și motorina ba s-au scumpit, ba s-au ieftinit. Ne amintim că în perioada stării de urgență, când oamenii ieșeau din casă doar cu un motiv întemeiat, nu mai era cerere atât de mare a carburanților și, bineînțeles, prețul scăzuse. Însă apoi a fost un boom pentru că explodaseră prețurile carburanților. Foarte important este locul de unde ne cumpărăm carburanții, pentru că există stații de alimentare care au benzină și motorină mai scumpă, dar și stații care au benzină și motorină mai ieftină. Însă important este și orașul, pentru că sunt orașe și ne referim aici la Câmpul Lung, unde benzina și motorina sunt foarte ieftine, dar în orașele mari sunt foarte scumpe. De exemplu, dacă ne referim la capitală, benzina pleacă de la 4,31 de lei pe litru și ajunge la 4,84 de lei pe litru. Motorina deja a început să aibă aproximativ prețul benzinei, adică 4,32 de lei pe litru la cea mai ieftină stație de alimentare, însă foarte important de menționat este faptul că motorina depășește 5 lei pe litru.